Salutare tuturor! Am revenit în fața voastră cu un haul, cumpărături, adică produse pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă și când spun ultima perioadă mă refer la ultimele, poate chiar 2-3 luni. Nu mai știu dacă am pe aici ceva cumpărat în august, dar foarte multe sunt cumpărate prin septembrie, început de octombrie, în fine, hai să-i dăm drumul. M-am dat așa un pic mai în spate ca să-mi vedeți părul, pentru că e o schimbare. Dacă nu o observați, o să ajungem și la capitolul păr. Este o schimbare. Fetele de pe Instagram, TikTok deja știu despre ce este vorba. În fine, hai să începem cu un gel de duș și o loțiune de corp de la Truckle Moon. Brandul acesta se găsește exclusiv în farmaciile Dr. Max și au foarte multe alte variante. Au ceva cu cocos care miroase foarte bine. Eu am mers pe varianta Sunny Brazilian Love. Și de ce am mers pe această variantă? Pentru că aici pe internet se zvonește, ca să zic așa, că această variantă cu galben, că ar fi un dupe pentru, adică un produs care înlocuiește, care seamănă foarte, foarte mult cu un alt produs, doar că prețul este mai bun, că seamănă foarte bine cu Brazilian Boom Boom Cream de la, cu gama Boom Boom, Brazilian Boom Boom, de la Sol de Janeiro. Și am zis, bine mă, hai să vedem. Mie îmi place foarte mult gama asta de la Sol de Janeiro, mi-am cumpărat de foarte multe ori crema, chiar și seturi unde am avut gel de duș și alte produse din gama respectivă. Și că asta ar semăna foarte bine, că mirosul este unul la unul și că rezistă foarte mult, laude peste laude. Produsele astea, în dreptul lor, sunt niște produse super mișto. Gelul de duș e ce trebuie, loțiunea asta este extrem de spornică, este genul acela de loțiune. Aplici și în momentul în care aplici și o întinzi, parcă se înmulțește loțiunea pe corp. Este foarte grasă și unctuoasă, este ca un unt de corp, dar în variantă ușor mai fluidă, pentru că vine în astfel de tub, squeezy tube. Trebuie să apeși pe recipient ca să iasă produsul, nu e un borcanaș de unde să scoți, să iei cu mâna direct. Sunt foarte mișto produsele, miros foarte bine, miros așa, nu știu, ceva prăjiturele, miros bine, seamănă cu Sol de Janeiro ca miros. Da, seamănă, dar sunt acolo unul la unul? Nu. Eu personal nu le consider neapărat un dupe, dar le consider niște produse foarte mișto în dreptul lor. Oricum, eu nu prea sunt cu dupurile. Cred că am mai zis chestia asta. Mie dacă îmi place un produs și mi-a rămas gândul la produsul ăla, pot să cumpăr 100 de dupes pentru produsul respectiv. Tot nu o să fie ca ăla la care mi-a rămas mie gândul și care mi-a plăcut. Așa că pot să cumpăr 10 Brazilian Love de la Truckle Moon, că nu o să înlocuiască pentru mine personal, nu o să înlocuiască Brazilian Boom Boom Cream. Asta este o cremă care miroase bine și un gel de duș care își face treaba și sunt hidratante și sunt super ok, super în regulă și le recomand, da? Dar Brazilian Boom Boom Cream îmi place din alte motive și nu din aceleași motive pentru care îmi plac produsele astea. De la Sephora. De la Sephora, în perioada vânzărilor private cu 20% reducere, mi-am luat o loțiune de corp. Mai multe, vi le arăt imediat, dar eram la capitolul îngrijirea corpului. O loțiune de corp Sephora Collection din gama cu argan. Ador, ador, ador cum miroase, ador crema, intră instant în piele, hidratează foarte bine, mirosul este fin și discret, nu e mirosul ăla care să se combine, de exemplu, cu parfumul cu care vii ulterior, să nu. E un parfum fin și discret care rămâne pe piele, dar îmi place. Îmi place foarte, foarte mult. Dacă vreau să ies repede din casă, asta este crema spre care întind mâna, pentru că știu că a intrat instant în piele, nu rămâne lipicioasă, nu rămâne la suprafața pielii, este minunată. Deci, efectiv, ador, ador. Au mai multe variante. Cred că au și cu cocos, cu floare de cireș, mai au pe acolo chestii, dar am vrut varianta cu argan pentru că îmi place foarte mult cum miroase gama asta cu argan și este o cremă excepțională, recomand, dacă, nu știu, whatever. Recomand, faceți ce vreți, eu vă spun ce-mi place mie, ce mi-am cumpărat și ce-mi place mie. Tot vânzări private 20%, hai să scot de aici, am o sacoșă de Nutino în fața mea, nu știu ce mă bâlbâi și ce mă grăbesc așa, că nu mă grăbește nimeni. Am o sacoșă de Notino pentru că am și chestii de pe Notino cumpărate. De la Lancome mi-am recumpărat anticearcănul meu preferat, Tiny Doll Ultra Wear, doar că mi l-am luat într-o nuanță mai deschisă, 0,95. L-am avut în nuanța 0,10, dacă nu mă înșel, care era o nuanță potrivită, dar asta este mult mai deschis decât ce am avut la început, deci este efectiv super deschis. Cu toate acestea nu pot să spun că
E prea deschis, adică funcționează destul de bine pentru mine. Ador acest anti-ciarcăn, este extrem, extrem de spornic în primul rând. Pe celălalt, cred că l-am început undeva prin februarie, nu știu, hai să zic martie. Și încă mai e puțin pe acolo, adică încă mai trag de el, le mai combin pe astea două. Este extrem de spornic și toată vara am stat numai în anti-ciarcănul ăsta, nu am venit cu nimic pe față altceva. Da, îmi place mult. Îmi place mult, are și 13 ml, adică e o cantitate super generoasă, e ce trebuie, rezistent, nu se strânge, nu nimic. E mișto, mi se potrivește mânușă, îl ador. Mi-am luat și un creion de buze, nu știu, cred că a fost așa mai de umplutură produsul ăsta, că nu aveam nevoie de un creion de buze, nu în culoarea asta, de fapt, nicio culoare, efectiv, nicio culoare. Și apropo de creioane de buze, mai am unul de la Rimmel London, pe care nu l-am adus, poate o să mă ridic să-l aduc. Da, Lip Liner To Go. Îmi place foarte mult gama asta de la Sephora, Sephora Collection, Lip Liner To Go. Nuanța mea preferată de la ei este Rosewood. Dar nu mi-am cumpărat Rosewood pentru că mai am puțin din cel vechi și mai am alte creioane în nuanțe cam pe acolo, asemănătoare. Și am zis, hai să nu-mi iau Rosewood. Hai să-mi iau un vișiniu Grena, se numește Deep Aubergine, nuanța 05. Dar am o groază de creioane în nuanța asta. De fapt, eu nu aveam nevoie de creion de buze, dar mi-a plăcut nuanța și văd, îmi place, cumpăr, cam așa. Oricum, am multe chestii în nuanța asta pentru că îmi place, pentru buze și unghii, ojo. În fine. Bune, creioanele trebuie ascuțite. Faux Filter de la Huda Beauty, corectorul ăsta care... Da, îl am în nuanța Pink Pomelo. Pink Pomelo. Corectorul ăsta care chipurile nu face focus pe Pink Pomelo, dar asta e nuanța cea mai deschisă. Este un corector care, de fapt, nu e corector anti-ciarcăn. Pentru... M-am blocat. E genul acela de corector, corector de culoare. Ești vineție pe sub ochi, vii cu ceva... Vă gândiți la roata culorilor sau cum se numește și culorile care sunt diametral opuse se anulează una pe alta. Și atunci dacă ești vineție, vii cu ceva de genul acesta, Pink Pomelo, somon, cam așa. Și că anulează vinețiul. M-am dus și mi l-am cumpărat, nici nu m-am gândit, nici nu nimic. Zic, a, mi-l cumpăr, sigur, sigur o să fac o treabă excelentă pentru mine. Și nu mă înțelegeți greșit, el este bun, dar nu. E cea mai deschisă nuanță, este închis. Trebuie să am foarte mare grijă cât de mult aplic și unde ajung cu el. Pentru că prima dată când l-am folosit am ajuns și pe aici cu el. Și a fost un dezastru, arătam dubios rău de tot la față. A trebuit să-mi încarc tenul cu alte produse ca să astup. Puteam să șterg. Da. Nu o să mi-l recumpăr. Oricum este foarte mult produs, este o tonă. Cât are? 9 ml. Este efectiv foarte mult produs, având în vedere că eu am nevoie de o picătură foarte mică, nu pentru că n-aș avea nevoie de mai mult, că n-am mai mult vinețiu. Am foarte mult vinețiu în jurul ochilor, dar dacă aplic prea mult, o să arăt super ciudat, pentru că el este foarte închis. Foarte închis pentru mine. Îmi trebuia ceva mai oranj, somon oranj, dar mai deschis, nu știu. Păi nu este rău, dar nici amazing. Și tot Sephora... Tot în vânzările private mi-am cumpărat o pudră. Pudră Sephora Collection. Am zis, de ce nu, hai să încerc. O să vedeți că am fost un pic fixată pe pudre, că mi-am mai luat una. E neîncepută. Am pudre începute pe care trebuie să le termin. Dar am zis, da, hai să iau, să fie acolo. Da, de parcă nu puteam să mai aștept. Puteam să mai aștept, da? Asta e. Am luat-o să fie primit. Hai să trecem la ce să trecem. La ce mi-am luat de la Top Line? Pentru că au avut și ei reduceri, stați că le-am pus la un kilometru față de mine, au avut și ei vânzări promoționale. În fine, cei de la Top Line o dată pe an organizează niște super mega... Au niște oferte foarte bune, până la 70%, adică îți cumperi produse chiar la preț bun de tot. Tot ce e în magazin este la promoție. Unele au reduceri mai mari, altele reduceri mai mici. Dar una peste alta prețurile sunt bune și mi-am luat pudra de la Criolan pe care am mai avut-o tot de la Top Line cumpărată și este excepțională. Atât îmi pare rău că nu am găsit varianta full size. Și mi-am luat miniatura. Nu e miniatura, are 15 grame. Este bine de tot pentru o pudră. Este multă pudră, dar eu voiam
bidonul ăla mare de 60 de grame. N-aveau nuanța mea. Da, 15 grame, nuanța numărul 2, parcă, dacă nu mă înșel. Da, TL2 e nuanța, pudra criolan, deci foarte, foarte, foarte bune aceste pudre. Foarte bune, excepționale. Pudrele criolan, ador. Mi-am luat și două cartușe cu ceară, dar nu o să vi le arăt, deja sunt puse la locul lor. Eu mă epilez singur acasă, am un aparat care, în care pun cartușul cu ceară, se încălzește ceara și pac, pac, m-am epilat. Și două lacuri de unghii de la C&D, Vinilux, mi-am luat nuanța Needles and Red, aceasta, n-am folosit-o, și asta cu sclipici pe care o am pe unghii, hello, sunt dată cu ea, uite ce drăguț, nu fac, în fine, Poison Plum se numește nuanța asta. Da, și e un movuliu, așa pare neagră, dar nu e neagră, este un mov foarte, foarte închis cu sclipici. Deci, drăguț în sensul că sunt dată cu oja pe care o și vedeți acum. Deci nu e doar că, uite, oja, o am și pe unghii, swatch-urile sunt deja făcute. Sunt mișto ojele C&D, sunt foarte mișto, îmi plac. Na, oje profesionale. De la farmacia Tei. De la farmacia Tei mi-am cumpărat, am zis, vedeți, anticiarcăn, corector de culoare, o să vedeți că mai am și o cremă de ochi. Am zis că gata, eu trebuie să rezolv cu vinețiul de sub ochi și cu niște riduri pe aici, care sunt deja formate și se cam văd chiar și în repaus. Adică nu dacă zâmbesc sau asta, se cam văd niște ridulețe pe acolo. Și zic, trebuie să am grijă de zona ochilor, este zona la mine, este o zonă mai problematică, cumva. Nu știu, poate exagerez. Și zic, vreau și eu patch-uri de-alea pentru ochi, de-alea multe la borcănaș, să-mi aplic când am chef. Pun un patch. Și mi-am luat de la Petit Fe, din farmacia Tei, erau și un pic reduse. Asta ca bonus, că în fine, până la urmă, n-a fost o reducere foarte mare, dar a contat. Golden Snail sunt cu extract de melc. Bine, eu nu știu, asta cu extractul de melc, oricum, când aud că e ceva cu extract de melc, mi se pare ciudățel. Și cine s-a gândit că extractul ăla, cine a luat extractul ăla de melc, a stat după melc și a luat extractul și a zis, a, ar fi bun pe față. Nu știu. Dar se pare că este bun extractul de melc. Să sperăm că melcii nu au fost răniți în acest proces de extragere, de colectare a extractului. Plasturi de hidrogel cu aur și extract din mucus de melc. Un pic, nu știu, mi se pare scârboșel, sincer, dar nu mai contează. Sunt eficiente patch-urile astea? Mă, sincer, cred că sunt cam eficiente. Adică am folosit de vreo 2-3 ori, n-am stat în fiecare seară să-mi pun patch-uri. Îmi pun și o dată la câteva zile când îmi aduc aminte, poate chiar o dată pe săptămână. Dar stau cu ele nu un sfert de oră, nu știu ce scrie pe instrucțiuni. Cine are timp să le citească? Not me. Le citesc acum cu voi. 10-15 minute. Nu. Eu stau cu patch-urile astea la ochi, de obicei mi le pun seara, nu dimineața înainte de make-up și de-astea, nu, nu. Seara stau cu ele până când simt eu că s-a uscat patch-ul ăla pe aici. Adică stau cam vreo oră, cât pot de mult. Cam vreo oră. Îmi pun patch-urile și stau și, nu știu, pierd vremea pe internet, stau cu ochii căscată și mă gândesc la nemurirea sufletului. Deci stau cât pot de mult cu acele patch-uri, până când simt că nu mai este cam nimic pe ele, că s-a absorbit tot serul. Și da, mi se pare că fac diferența, dar trebuie să mă țin de ele și trebuie să fie ceva constant. Adică nu am pus 2-3 patch-uri odată și, mamă, arăt ca la 20 de ani. Nu. Și sunt în continuare cu ojele astea în mână, trebuie să le pun undeva în decor. Ok. V-am zăpăcit de cap, efectiv. Vorbesc foarte mult și mai am niște produse, cred că astea sunt toate cumpărate, cred că sunt toate cumpărate de pe Notino. Încep cu crema de ochi, că tot vă spuneam că mi-am luat și o cremă de ochi. O am de foarte multă vreme în favorite, n-am văzut-o prin magazinele noastre fizice, dar am găsit-o pe Notino și o am de mult la favorite. Age Perfect Golden Age Rosy Radiant Care Anti-Sagging Targets Dark Circles. Deci este tot pentru vinețiul din jurul ochilor, vedeți că eu am un scop precis. Aceasta este crema, am văzut-o la fel pe internet, cum o foloseau și arăta zona asta mai bine, mai luminoasă, pentru că e ușor rozalie și cumva rozaliul ăla din cremă anulează vinețiul și creează acest efect de luminozitate. Și crema este... Haideți să o vedeți. Oricum, scrie aici că este pentru 60+.
Așa arată crema. Da, e rozalie. Ia stați să scot din luminozitate, că atunci când scot din luminozitate se vede mult mai bine. Da, e roz, roz, somon, așa, nu e roz, roz. Hei, așa. Mi se pare că dintre toate, și-o folosesc dimineața, e crema de ochi pe care o folosesc dimineața. Mi se pare că dintre toate produsele pe care le-am încercat până acum, în ultimul an, și în general așa pentru contracararea vinețiului din zona ochilor, mi se pare că produsul ăsta face o treabă chiar foarte, foarte bună și că face cumva diferența. Sunt dată cu crema asta acum. Vă spuneam mai devreme de un alt creion de buze de la Rimmel London, Lasting Finish, nuanța 90s Nude. Am luat acest creion la fel, deci cam tot ce mi-am cumpărat, nu chiar tot, dar în fine, foarte multe produse mi le-am cumpărat pentru că le-am văzut pe internet și m-am lăsat influențată și eu la rândul meu, deci am văzut pe internet. Și am văzut creionul acesta la o tipă care este make-up artist și are un cont foarte mișto de Instagram și de TikTok, arată numai chestii superbe de make-up, vintage make-up și ea caută dupes, adică na, produsele acelea nu se mai fabrică, nu mai există, poate nici nu mai există brandurile, sau dacă mai există brandurile, nu mai fac aceleași nuanțe, aceleași formule și caută produse din prezent care seamănă cu ce era odată. În fine, și se pare că acest creion de la Rimmel London seamănă foarte, foarte bine cu un creion de la MAC, dar am uitat, MAC Spice? Un creion de la MAC, în fine, care era foarte popular în anii 90, o să sper să nu uit, dar dacă uit și sunteți curioase, mă întrebați în comentarii și las în comentarii, dacă uit să pun în descriere. Deci tipul avea un creion de la MAC, super popular în anii 90, în prezent există nuanța, există creionul, există nuanța, doar că diferă foarte mult față de ce a fost în anii 90 acel creion. Și a căutat un dupe pentru varianta din anii 90 și cumva și creionul ăsta a fost un fel de dupe. Nu unul la unul, dar semăna destul de mult. Și mai era ceva de la Kevin O'Quan ca dupe, dar n-am ajuns în Douglas să testez acel creion. Și m-am luat și eu 90's Nude, oh my god, câtă paranteza! Hai să facem un swatch-alău. Hai că a fost mai finuță asta, de obicei fac niște swatch-uri, n-am ce treabă. E un, da, nu știu, era mai rece un pic, mai rece, mai spre gri. Nu știu, era diferit, frumos oricum creionul ăla de la MAC, din anii 90, nu din prezent. N-am făcut swatch pentru Sephora. Frumos, frumos. Tip aubergine. Foarte frumos. Da, bun, am scăpat și de creioane. Hai să vedem ce mai avem în sacoș. Un creion cu care sunt dată la ochi verde. Sunt dată cu verde pe linia apei, pe waterline, pe conjunctivă, cum vreți să-i spuneți. Sunt dată cu un creion verde. De ce? O să mă întrebați. De ce te-ai dat cu verde? Pentru că, cum vă spuneam și mai devreme, am văzut pe TikTok. Da. Am văzut-o pe o tipă pe TikTok cu ochii verzi, da, verde de la verde. Și ei se pare că ochii ei verzi arată mai verzi. Sunt mai bine puși în evidență de un creion verzuliu, așa cum este acesta, nu verde închis, verde khaki, verde din acela foarte, cum se numește, în fine, nu de un verde închis, verde khaki, un verde deschis, mai pastelat. Și am zis, ia să încerc și eu să mă dau cu verde. Eu nu am ochii verzi, dar nici căprui 100%. Am o combinație de puțin verde cu puțin căprui, depinde de lumină, depinde de foarte multe lucruri, dar ochii mei nu sunt căprui 100%, cum poate se vede pe cameră. Și, băi, sincer, mie mi se pare că da, creionul ăsta scoate în evidență verzuliul din ochi. Deși ai zice că să te dai cu ceva mai spre roșiatic, mov, roz, că astea sunt în contrast cu verdele și că scot în evidență verdele, uite că verde pe verde merge mai bine. Deci tipa a avut dreptate. A, că tipa se dădea cu un creion de la Victoria Beckham, mersi. Da, se dădea cu un creion de la Victoria Beckham, la care nu știu, probabil că livrează și în România, dar nu o să dau nu știu câte sute de lei pe un creion de ochi. Mi-am luat ceva de la Makeup Revolution, asta am găsit pe Notino, asta mi-am luat, sunt o fată simplă, văd verde... ieftin cumpăr. Și asta mai mă dau puțin. Să știți că nu e... Deci, nu e cel mai mișto creion ca formulă. Acum, na, trebuie să fiu până la capăt sinceră cu voi. Cumva trebuie să vii de vreo câteva ori pe linia apei. Se ia și...
Da, se transferă și atunci trebuie să insiști puțin cu el dacă vrei să se vadă verde-verde, dar eu nu vreau neapărat să se vadă verde-verde, deci e ok cumva că se mai transferă și e un pic mai discret. Trebuie să insiști puțin cu el, se... Da, pe mână s-a uscat, dar nu s-a... Vedeți? Se duce. Dacă vii cu degetul, s-a uscat pe mână, dar tot se curăță un pic dacă vii cu degetul peste. E un creion care își face treaba una peste alta și nici n-a fost foarte scump și e foarte mult produs. Oricum, îl folosesc doar la ochi și când vreodată ați terminat până la capăt un creion de ochi. Poate că ați terminat dacă ați folosit un singur creion non-stop, whatever. Nu știu. E ce trebuie, e ok, sunt mulțumită, nu mai contează. A, aș vrea Victoria Beckham, nu știu să zic, nu neapărat. Bun. Păi, fetelor, deci, efectiv, cineva să-mi ia microfonul, vorbesc foarte mult. Și când zic microfonul, am microfon la cameră. Să nu credeți că aberez. Ok, două rujuri. Unul pe care îl port. And I love it. De la Maybelline, Superstay Vinyl Ink, în nuanța 55 Royal. Royal. Da, Royal. E ok și în română dacă spunem. Acesta este și l-am tot purtat și este superbă nuanța. E mai închis un pic decât îl vedeți voi pe cameră. Este o nuanță superbă, este un ruj care, dar, deci, stați, stați. Să o luăm cu începutul. Eu pe net am văzut niște recenzii, deci rujul ăsta pare să fie cel mai rezistent ruj lichid care s-a făcut vreodată, care nu se dă jos de pe buze cu nimic. Erau atâtea tipe care încercau cu balsam de machiant, cu ulei de machiant, cu micelară, cu apă și săpun și vai, nu se dă rujul jos. Este un ruj rezistent. Dar de ce am luat-o în zona asta un pic de crazy? Se dă jos cu apă micelară. O avea eu cea mai șmecheră apă micelară din lume. Nu, am o apă micelară. O apă micelară. Am mai multe, de fapt. Se dă jos. It's fine. Să nu ne ducem într-o dileală de asta că nu avem cu ce să-l dăm jos și că e mega rezistent. E rezistent. Dar dacă mănânci un pic uleios, se mai curăță, se mai transferă. Mai ales pe aici, pe interior. N-ai cum. N-ai cum. Deci, recenziile alea care sunt exagerate și care vi se par exagerate, sunt exagerate. Dar rujul este bun. Și mi se pare că recenziile astea fac o defavoare, de fapt, brandului și produsului în sine. Pentru că dacă te raportezi la ele și sunt acolo sus așteptările tale, că vezi 7.000 de recenzii care spun același lucru și la tine nu se întâmplă asta, zici, păi, este un produs prost. Dar nu, el este un produs foarte mișto. Dar recenziile astea sunt tot dileală, deci eu nu înțeleg de ce exagerăm atâta. Se ia cu micelară. Și dacă vreți demonstrație, vă fac demonstrație pe... Pot acum să mă duc să iau micelară și să curăț rujul. Ca idee, dar o să plec de acasă și nu mai stau să refac. O să fac demonstrație eventual pe Stories, pe Instagram, pe Stories. Un alt ruj... da. Am avut o perioadă în care nu prea mi-am mai cumpărat rujuri, am zis hai că am, lasă să folosesc ce am, dar acum pe toamnă am zis nu, eu trebuie să-mi cumpăr niște rujuri de astea în nuanțe închise, nu că nu mai aveam, mai aveam, da, pentru că this the season. De la L'Oreal, dar nu știu cum se numește gama asta, Matte Resistance, așa se numește, nuanța 500 Why Not. Este o nuanță superbă care seamănă foarte bine cu creionul și chiar o să fac swatch, l-am folosit și pe acesta, o să fac swatch lângă creion ca să vedeți că potriveala e 1 la 1, da? Rujul, creionul, e ce trebuie. Foarte, foarte mișto și n-are treabă. Deci ăsta L'Oreal este mai mauviu, ăsta de la Maybelline este roșu vișiniu, așa, da? N-are treabă. Foarte mișto, foarte mișto și gama asta de la L'Oreal. Dacă vă vine să credeți, chiar am ajuns la ultimul produs, un fond de ten. Mi-am cumpărat un fond de ten de pe Notino, cum să zic, o prietenă m-a înghiondit între ghilimele, nu știu cum să spun, cu el, cu fondul ăsta de ten și am zis, bine mă, mi-l cumpăr. Mi-l cumpăr și eu, că o fi ceva de capul lui. Este un fond de ten recent lansat de la Shiseido, Revital Essence. Skin Glow. Scuzați, nu știu să citesc, trebuie să dau pe minus cu luminozitatea ca să vedeți frumos fondul de ten, da?
Revital Essence Skin Glow Foundation cu SPF 30, cu niacinamide, cu chefir fermentat, whatever that means, habar n-am care sunt beneficiile chefirului fermentat pus pe față, dar are, pe lângă faptul că este un fond de ten, are și ceva parte de skincare în el. Mi-am luat nuanța 140 porțelan, este foarte deschis, este deschis pentru mine. Nu e chiar atât de rău, dar este deschis. L-am purtat, se comportă foarte frumos, arată foarte bine pe față, îl văd potrivit pentru un ten mai, un pic mai matur, pentru că e extrem de fluid și ușor și e ca un ser, să zic așa, nu e fondul ăla de ten foarte gros și cremos. Îl văd potrivit pentru tenurile uscate, nu cu sebum neapărat, cum sunt eu cu sebum în zona T, dar chiar și așa a funcționat, cu puțină pudră, nu-i problemă, e ok, arată frumos. Îmi place și Seido ca brand, am mai folosit produse și Seido, sunt produse bune. Fondul acesta de ten este potrivit pentru mine, dar o să-i fac și o recenzie. O să-i fac o recenzie la un moment dat, v-am promis asta oricum pe... L-am de prin septembrie și știu că l-am folosit, am fost la o nuntă în septembrie și l-am folosit atunci și am zis că, uite, numai bine că sunt toată ziua machiată, pot să îmi fac o părere despre el și că o să-i fac un review pe YouTube și o să-i fac un review pe YouTube. Da, am uitat ce voiam să spun. S-a comportat frumos, arată bine, e un finish luminos, dar nu să lucești la față, nu la modul ăla. Arată bine, nu încarcă tenul, este foarte ușor, foarte, foarte ușor pe ten. Repet, dacă ai un ten uscat și vii cu pudră doar așa un pic ca să vii cu puțină pudră, nu vii cu pudră cum sunt eu ca să anulezi luciul de la sebum, cred că arată excepțional. Arată bine și pe tenul meu, dar nu e neapărat pentru tenurile grase și foarte grase. În fine, o să fac un review pentru el și atunci o să vorbim în detaliu și o să vă povestesc toate chestiile despre acest fond de ten de la Shiseido. This is the one. Mai am un produs. Am zis că fondul de ten este ultimul. Nu, nu este ultimul. Mai am un produs și tocmai ce am zis la începutul clipului, că dacă vedeți ceva schimbat la părul meu și... Ah, și că o să vă povestesc. Da, mai am o mască de păr de la Vela. Faza este că eu m-am vopsit. Acum o săptămână și jumătate, la momentul la care filmez, a trecut cam o săptămână și jumătate de când m-am vopsit și mi-am luat o mască colorată pentru arămiu. Este vorba despre masca aceasta de la Vela, Copper Glow. Haideți să scot luminozitatea ca să fie frumos în focus. Unde este butonul de luminozitate? Da, Copper Glow. E din gama profesională. Au mai multe nuanțe și pentru blond și pentru castaniu, dacă nu mă înșel. Eu am mers pe arămiu că sunt vopsită cu arămiu și vreau această nuanță de roșcat arămiu. Deci îmi arată părul de parcă acum m-am vopsit. Arată superb. Reflexele sunt superbe. Nu le vedeți, nu știu, în filmare, că și în clipul cu unboxing-ul Sephora, cu goodie bag-ul Sephora. Eram vopsită, dar nu se observa că sunt vopsită. Eu sunt mult mai deschisă, de fapt, decât se vede pe filmare. Nu știu de ce nu se vede în filmare exact cum sunt. Oricum, în lumină naturală, părul meu arată într-un mare fel. Masca asta a făcut... Lăsați vopseaua cu care m-am vopsit, nu contează. Eventual pot să fac un clip separat despre cum m-am vopsit singura acasă și etc. Dar masca asta 100% recomand. Nu regret că mi-am cumpărat-o. Puteam să stau până la vreo două săptămâni de la vopsit și să folosesc masca după două săptămâni, dar eram mult prea curioasă și am zis, asta este, eu aplic masca. Faza e că eu mă și spăl la 2-3 zile, maxim la 3 zile, la 2 zile mă spăl la păr pentru că mi se îngrașă foarte repede și atunci se duce din culoare și na, am aplicat această mască. Revitalizează nuanța părului și arată superb și cumva cred că pot să... prelungești un pic distanța între vopsiri. Deci mi-am cumpărat masca, am și folosit-o și o ador. Am încheiat cu acest haul în care am vorbit foarte, foarte mult. Sper că nu v-am plictisit. V-am arătat cam toate produsele pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă, adică septembrie, sfârșit de august, septembrie, octombrie. Cam astea sunt cumpărăturile pe zona de beauty, make-up, așa, nu știu, haine și chestii, nu... Nu cred că am ce să vă arăt neapărat. În fine, nu prea fac eu pe haine, mai mult pe beauty, make-up, cosmetică, etc. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii dacă ați încercat ceva din ce v-am arătat,
ce ați încercat, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce v-ați mai cumpărat voi în ultima vreme, că n-am mai vorbit de mult despre cumpărături, ce v-ați mai cumpărat și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare, v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!